Postul învierii Domnului sau postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post dintre toate posturile mari de peste an. Spre deosebire de postul Crăciunului, care este mai permisiv în ceea ce privește zilele cu dezlegare la pește, postul Paștelui este mai aspru și are un număr foarte mic de zile cu dezlegare la pește. Postul Paștelui ne amintește prin durata lui de postul lui Moise de pe muntele Sinai, atunci când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale tabelelor legii. Astfel creștinii postind timp de 40 de zile se învrednice să primească pe cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara Maria. Postul Paștelui amintește de postul îndelungat al patriarhilor și dreptilor din Vechiul Testament, în așteptarea venirii Mântuitorului. Se observă repetarea numărului 40, care în sens religios religios are o semnificație aparte. Potopul lui Noe a durat 40 de zile și 40 de nopți. De asemenea, profetul Ezechiel a stat culcat 40 de zile pentru cei 40 de ani de nelegiuire ai poporului iudeu. Primii regi ai poporului ales, David, Solomon, au domnit tot 40 de ani, ca și alți rezi sau judecători drepți, pe cum Otniel, Deborah, Barak, Gedeon, Eli, Ioaș. Spre deosebire de postul Crăciunului, care este mai permisiv din punct de vedere alimentar, postul Paștelui nu are atât de multe zile cu dezlegiuri legare la pește. Numărul de zile cu dezlegare la pește pentru enoria și în postul paștelui este de doar două zile. Astfel că, credincioșii și ortodoxi au dezlegare la pește de sărbătoarea Buna Vestire, 25 martie și de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, Floriile, pe 28 aprilie. Relatează Antena 3.ro